Intrarea în interior a lui Brandan, Dănălache reușește să întoarcă Brunză, dar Șoavă intervine prin alunecare. Varga interceptează o minge fața lui Vali Bădoi, întoarce pentru Sorin Brunză, șuta lui Brunză, gol! 1-0 pentru Unirea Urziceni, gol marcat de Sorin Brunză în minutul 26. O greșeală a lui Vali Bădoi în fața lui Dacian Varga. Bună continuarea lui Varga, care l-a văzut demarcat pe Sorin Brunză. Nu l-a preferat pe Dănălache, care atacase colțul scurt, avea și un adversar lipit de el. Brunză, o preluare destul de incomodă, dar a găsit acolo șutul la colțul lung. Revedem acest gol foarte frumos marcat de Unirea Urziceni. A intrat acolo în brazilianul Ricardo, dar ucraineanul probabil obișnuit cu jocul mai dur din țara sa, trică un piept pentru Mihai Costea, șut, este 1-1! Gol Universitatea Craiova! Să se lase ușor pe genunchi pentru a-i așeza această minge. Iată, revedem această fază, șutul lui Costea cu exteriorul la colțul lung, este 1-1. Greșește Aposte, pasa proastă pe care o traversează în campionat. Să vedem însă această fază, Tibi Bălan pleacă Dănălache în centru. Tibi Bălan îi așteaptă pe coechipier, vine Brunză și gol! 2-1 pentru Unirea Urziceni, dublă Sorin Brunză. Explozie de bucurie și pe banca ialomitenilor. Foarte frumoasă această acțiune de atac, tot meritul pentru Tibi Bălan, care a știut să aștepte demarcarea potrivită. Dan Petrescu în imagine dând indicații, dar nu cred că l-aude cineva, cel puțin niciun jucător nu se uită spre el în momentul de față. Nu-mi dau seama cui are să-i reproșeze ceva. Iată pasa lui Tibi Bălan, extraordinară, printre doi jucători. Vine Brunză, preluare cu stângul, șut cu dreptul. Foarte frumoasă această execuție. Meci superb aici la Urziceni, Florin Costea. Cu trei adversari se luptă Florin Costea, întâmpinat de Epaminonda și de Ricardo. Să vedem, de 16 metri, cere mingea, o primește Trică. Acum Dina deviază pentru Ubei, șuta lui Ubei, gol! Craiova! 2-2 aici la Urziceni, execuție superbă a lui Iulius Ubei, stop pe piept și șut din cădere. Perfect s-a văzut această execuție, cel puțin din locul în care mă aflu, la colțul lung. Arlauskis puțin mascat de fundașii din fața sa. Iată, revedem această fază, Brandan și Maftei l-au mascat pe Arlauskis. A plonjat târziu lituanianul, dar nu a mai avut ce face. Bună devierea lui Dina, iată culoarul pe unde se duce această minge a lui Iulius Ubei. 2-2, meci splendid între două echipe ofensive, două echipe cu jucători tehnici capabili să creeze faze de mare spectacol. Dorel Stoica, avertizat de Ubei și Trică. Trică și bară! Mai bună Universitatea Craiova în această repriză secundă. Revedem execuția lui Trică. O execuție de mare. 5 jucători ai Unirii Urziceni, în care au Tibi Bălan cu interiorul spre poartă! Ce ocazie are Bilașco! A reușit să devieze mingea 1-1 la bare în această partidă. Frumoasă devierea lui Bilașco. Mingea lovit, a căzut însă pe bara transversarul de transmisie. Tibi Bălan alunecă puțin, totuși cap și gol! Marius Bilașco aduce victoria Unirii Urziceni în minutul 92. Unirea câștigă 3 puncte extraordinare. Gol marcat. Iată scene reprobabile, le-aș numi eu,
bucuria lui Dan Petrescu și a lui Mihai Stoica, care îi fac în ciudă lui Eugen Neagoe gesturi copilărești, dar ce rămâne este acest gol absolut incredibil marcat de Bilașco cu spatele la poartă, reușește să se întoarce și să se întoarcă și să trimită cu capul balonul în vincul porții lui Merlie. Greșeală de marcaj în apărarea Universității Craiova. Ce gol a reușit Marius Bilașco. Tibi Bolan și alunecat. Nu se mai întâmplă nimic.